Mai mulți fermieri din Brăila, ale căror culturi au fost pârjolite de secetă, riscă să nu fie despăgubiți de autorități din cauza birocrației. Comisia care a venit în câmp să le constate pagubele provocate a omis să treacă în procesul verbal și gradul de calamitare. Fermierii sunt disperați și cer acum ajutor de la Ministerul Agriculturii. Fermierii din două localități din Brăila au aflat că vor rămâne fără sprijinul dat de autorități pentru culturile de grâu calamitate, deși seceta le-a provocat mari pagube. În procesele verbale de constatare nu scrie în ce proporție au fost calamitate suprafețele. Pe proces verbal se vede că nu e trecut nimic la procent. Deci e lăsat în alb. Și așa am fost duși în eroare că se va trece la nivelul Direcției Agricole un procent pe tot județul. Pe urmă, să aflăm că cei care n-au procent de calamitate trecut pe proces verbal nu vor primi nimic. Nici noi nu știm cum a fost posibil. Probabil atunci nimeni nu s-a așteptat să primim vreun ban de spăgubire pe secetă strict. După noi nu ne interesează să căutăm vinovatul. După noi ne interesează să rezolvăm problemele. Situația este similară și în alte localități. Au apărut și situații în care unele câmpuri au primit procent de calamitate, iar altele nu, deși se aflau în aceeași zonă. Întâmplarea a făcut ca această comisie întrunită și vina cea mai mare a organelor locale, că noi fermierii n-am fost anunțați că avem comisie pe teren. Noi ne-am trezit în fața faptului împlinit că a fost comisia, chipurile pe teren. Nemulțumirile fermierilor au ajuns și la Ministerul Agriculturii, care a promis refacerea proceselor verbale. Avem o situație unde sunt 16.742.000 de hectare cu procent stabilit în funcție de gradul de afectare care a fost și, din păcate, există și o suprafață mai mare, ca să spun așa, de 28.742 de hectare, unde, într-adevăr, în procesul verbal, nu este prevăzut un procent de calamitate din cauza faptului că la momentul deplasării comisiei în teren, suprafața culturii respective nu mai exista. În toată țara sunt 100.000 de hectare pentru care comisiile de evaluare nu au menționat procentul de calamitate.